Salutare, vreau să vă mai prezint o pereche care m-am gândit eu la ea și ar fi una din perechile mele favorite pentru anul ăsta, pentru că, în opinia mea, așa aș vrea să ia mea pe toți, dar nu prea se poate. Asta este un consacvin pe 786. Am băgat un pic de sprint în el. O avem băgată pe aia de la domnul Florea Sorin pe Super Lady. Am să-i fac și un pedigriu. Mă ascult frumos din toate punctele de vedere. O aripă lungă. Puternică. Foarte bine încheiat. De echilibru nu mai spun. Pe placul meu. Stă foarte bine și pe musculatură. Deci, tatălui este fiul din 786 cu Dirca, iar mama, fică din Super Lady, aia de la Florea cu Incestu, care iarăși e din Red Lady cu 786. Asta. M-am gândit eu să-l fac ceva cu linia vechi. Pe 311 și am o fică din 311 pregătită pentru roșul ăsta. Asta este 719060. Deci este un mascul pe placul meu. Asta este femela care vreau să fac cu roșul ăsta. E femela destul de solidă, cu 120 la capăt. Îmi place foarte mult femeia asta. Asta e femeia la care am avut-o cu masculul Dinu anul trecut. Femeia mi-a cerut cineva să o filmez. Femeia pe placul meu, cu aripă lungă. Specificul 311, brațe bune și este și nepoată din Super 23 al lui domnul Moise Dinu. Deci mama ei este fiică Super 23. Atunci când am adus-o, am pus-o imediat cu 311 și bine am făcut. Bine, sora ei de cuib reproduce la Alexa Maris. Ei are un loc foarte bun la Grand Prix Tineret, 8 sau 9, mereu uit. Da, deci asta este femeia, îmi place foarte mult și așa aș vrea să-i fac și-i fac, pentru că cred eu că de aici vor ieși pui produși cât mai compacti, cât exact ce trebuie, porumbei cu calități. Și asta ar fi unul din cuplurile mele favorite, pentru că aici nu mai merg pe compensare, aici ambii sunt la fel, bine încheiați, brațe foarte puternici, aripa lungă a ambii, porumbei lungi, bine încheiați și cred eu că am să fac câțiva produși super de aici.